Mehedințeanul Silviu Balaure a participat zilele trecute cu Naționala de Fotbal a României Under 18 la turneul păcii organizat de Liga Națională de Amatori din Italia. Juniorul lui ACS Poli a fost unul dintre jucătorii exponențiali ai trupei pregătite de Ion Dumitru. A evoluat în fiecare meci al tricolorilor mici, reușind să marcheze de 3 ori. Sunt de 2 ani în angajajul echipei naționale sub 18 ani. Acum ultimul turneu l-am avut în Italia, turneul păcii. Am marcat 3 goluri, am reușit să câștigăm și turneul. Antrenorul a fost foarte mulțumit de mine. Aștept ca pe parcurs să, de ce nu, să mai ia și la Naționala Under 21. România a disputat 4 jocuri în total. Selecționata amatorilor din regiunea de nord-est a Ungariei a fost învinsă în primul joc cu 5-1, iar Balaure a fost înlocuit la pauză după ce a deschis scorul. În meciul 2, tricolorii au remizat scor 3-3 cu selecționata amatorilor din Italia, iar în acest meci, juniorul bănățenilor a înscris golul care a stabilit scorul final. El a marcat de asemenea și în semifinalele competiției pentru 3-0 împotriva Bulgariei, meci încheiat cu scorul de 3-1 pentru România. În marea finală, Balaure nu a mai marcat, dar a evoluat 62 de minute în succesul tricolorilor în fața selecționatei regiunei Ankara din Turcia, scor 2-1 după prelungiri. Tânărul fotbalist a vorbit și despre situația ingrată în care se află în momentul de față ACS Politehnica Timișoara în Liga 1. Cu 2 etape înainte de finalul sezonului, se află pe loc retrogradabil. Mai sunt speranțe, chiar dacă suntem pe un loc retrogradabil, părerea mea este că vineri vom câștiga meciul cu Astra și vor fi șanse mari ca să rămânem în Liga 1. Noi, cei de la club, avem o mare încredere în jucători și de ce nu să câștigăm ambele meciuri. Cu toate că s-ar putea și cu un egal și cu o victorie să ne salvăm. Silviu Balaure a fost descoperit și lansat de profesorul Marian Brihac la Clubul Sportiv Școlar Drobeta. După un joc între CSS și Poli Timișoara, Romi Căbuia i-a remarcat calitățile și l-a transferat în capitala Banatului. Precipitațiile abundente au făcut să dea peste cap programul primei ediții a Cupei Județene de Fotbal Feminin. Duelurile între fete s-au desfășurat doar marți, însă alte două runde erau stabilite să se desfășoare astăzi și joi. Începând de ieri, în municipiul Drobeta, turnul se devenise desfășoară cea de-a doua ediție a Cupei organizate de Federația Română de Fotbal în ceea ce privește fotbalul feminin. De această dată și județul Mehedinți a fost prins alături de celelalte 12 județe în cadrul acestei competiții. Ieri, pe baza sportivă de la Generală 6, a debutat prima etapă, au participat un număr de 6 școli generale. Este vorba de Generală 2, Generală 4, Generală 6, Liceul Pedagogic, Generală 9 și Generală 3. Liceul Paulian ieri a stat, întrucât la Generală este un număr de 7 echipe. Din păcate, condițiile meteo, care sunt în oraș astăzi și mâine, nu ne permit să desfășurăm și cea de-a doua și cea de-a treia etapă. Ele urmând a fi reprogramate săptămâna viitoare. Asociația Județeană de Fotbal împreună cu școlile din municipiu vor să dezvolte acest segment și peste puțin timp de la Severin să facă pasul spre echipe precum Clujeana Cluj-Napoca, Real Craiova sau CFR Timișoara și fete de pe aceste meleaguri. După primele jocuri, unele dintre ele s-au remarcat. Am observat câteva fete talentate și o să încercăm de acum înainte să dăm o amploare mai mare fotbalului feminin și la clasele mici, nu numai la liceu, așa cum am desfășurat în anii anteriori. Cel mai probabil etapele se vor disputa marțea și miercurea viitoare, totul depinzând de condițiile meteorologice. Anul acesta, competiția destinată sexului frumos se desfășoară pe 3 paliere, clasele primare, gimnaziale și liceale.